efectul muzicii bune. Vrei să știi ce se întâmplă la tine în oraș? Vrei să fii prezent și să afli care sunt cele mai cool evenimente? Află care-i vibe-ul la tot ce mișcă în oraș. Concerte, spectacole, expoziții, festivaluri, proiecte faine. Nu da skip! Trăiește vibrația orașului la City Vibes cu Stanca Jabenițan. Da, da, nu dăm skip, ne întâlnim pe frecvențele Viva FM ca să ne conectăm cu energia copilăriei. Mai exact, astăzi vă invit să vorbim despre proiecte faine și despre poveștile muzicale create de elevii minunați ai corului Doremi Miroslava. Iar alături de mine se află coordonatoarea corului, doamna Corina Dumitru, și doi, chiar trei dintre elevii doamnei, Evelina, se află aici, și Alexandra Bedreag. Este corect. Salutare! Mă bucur că sunteți aici alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Trei voci s-au auzit acum, iar noi urmează să mergem, să pornim într-o călătorie așa, care nu pot să nu mă gândesc la ce spunea Platon, că muzica însuflețește universul, dă aripi minții, zbor imaginației și viață tuturor. Înainte să povestim despre ce ați făcut voi la Chișinău, mi-ar plăcea să aflăm povestea acestui proiect foarte, foarte fain, corul Doremi din Miroslava. Sunt curioasă cum a început povestea aceasta muzicală. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Suntem onorați să fim aici dumneavoastră și voi continua citatul care l-ați spus mai devreme. Cred că muzica este hrană pentru orice suflet. Eu personal așa merg, ăsta este principiul meu în ceea ce privește această artă, muzica. Corul Doremi din Miroslava a luat viață în urma unei rugăminți, a unui vis, a unei mămici, dumnea ei se numește Cătălina Bedreag. Practic voia să caute un profesor de canto și să facă cumva un grup de copii care să fie și în Miroslava, adică cumva să dezvolte cultura și în Miroslava. Miroslava este până la urmă o comună destul de mare și destul de dezvoltată și probabil că în acel moment s-a gândit că ar fi o oportunitate pentru că sunt foarte mulți copii și cred că ar și înfrumuseța această comună cu activitatea lor culturală. Când a început acest proiect? În 2019, înainte de pandemie. Mm-hmm. Deci pandemia aproape a venit pe 8 martie, pe 11 da, martie 11. 2020, cred. Da, așa știu și eu, așa rețin și eu. Noi în ianuarie am înființat acest cor pe 25 ianuarie, în 2020. Mm-hmm. Primul concert am avut pe 8 martie și când să facem petrecere a venit pandemia. A fost șoc, da. Total. A fost atunci pentru toată lumea. A fost șoc, pentru că abia îi cunoscusem, abia ne închegam. Câți copii au fost primii copii care s-au închegat? 22 de copii. Wow! Da. Wow. Era o cerere importantă. Da, a fost o surpriză și un concert foarte frumos și de suflet. Adică chiar a fost ceva frumos. A fost un lucru pentru mămici nou și de suflet. S-au bucurat cu toții de acel concert. Minunat sună. Care sunt vârstele copiilor care vin în cor? Vârstele copiilor sunt între 6 și 14 ani maxim. Mm-hmm. Cam așa sunt vârstele copiilor. Au fost și mai micuți. Ah, okay. Au rezistat sau nu au rezistat, dar au fost. Le-a plăcut să cânte și să fie și ei acolo. Am urmat după aceea în pandemie, am făcut cu ei pe WhatsApp, îi culegeam câte patru și făceam pe WhatsApp repetiții ca să nu-i pierd, să nu-i destrang. Aveam un farmec aparte. Da, așa genul făceam, 8 ore pe zi, vă spun sincer. Wow, 8 ore! Dar nu puteam să mă îndrăgostisem atât de mult de ei încât nu vreau să se strice totul doar din cauza faptului că a apărut acel moment critic pentru noi toți. Într-adevăr.
Și a continuat, adică încet, încet ne-am luptat pe pandemie să rezistăm în diverse moduri. Da, au urmat concerte, au urmat colaborări cu Teatrul Național, cu Ateneul Național din Iași, cu Angelii, Corul Angelii, la care eu sunt un de om al lor. Dumneavoastră ați pornit, da. E prima mea dragoste. Și am încercat cumva să-i țin alături de mine, să fiu alături de ei și să fim prieteni, nu profesor, elev ca la școală, adică cumva să fac altceva cu ei. O activitate de comunicare, de copilărie, de altceva. Ei nu au voie cu telefoanele la repetiții. Clar. Sună minunat propunerea. Ca să facem un pic de pauză virtuală. Unii acum așa au mai dat drumul, dar le mai atrag atenția, le iau și le duc deoparte ca să se bucure de momentul repetiției. Pentru că ne povestiți cu atâta drag și cu atâta pasiune despre copiii cu care lucrați, mă îndrept așa înspre ei, mă uit înspre cele două fetițe absolut minunate care stau împreună la un microfon, Alexandra și Evelina. Mi-ar plăcea să aflu cum ați intrat, care a fost povestea voastră, cum ați intrat în acest proiect, corul Doremi. Părerea mea este că acest cor a fost un fel de poartă care mi-a deschis ochii și părerea despre muzică. Muzica pentru mine este o pasiune care m-a ajutat foarte mult pentru că îmi place să cânt și... Alexandra, de la ce vârstă cânti? Cred că de la 6-7 ani a început să facă. A 6 ani. Și acum câți ani ai, Alexandra? 12 ani. Mulți înainte. Am înțeles, este o pasiune pentru tine și da. Iată, ești, povestea doamna profesoară mai devreme, înainte să intrăm, că ești inspirația pentru acest proiect foarte important, care a devenit și foarte important pentru Comuna Miroslava, corul Doremi. Aveai nevoie de o oră de canto și iată, această dorință a fost îndeplinită și uite unde am ajuns. Evelina, pentru tine cum este să fii în acest proiect? Pentru mine este să fiu acest proiect grozav. Îmi place când merg la repetiții, fiindcă simt valul. Uneori mai sunt obosită și nu vreau să merg, dar după ce cânt vreo piesă și fac vocalizele, simt că mai vreau să cânt vreo 5 ore, știi? Îmi place foarte mult. Simți valul, Evelina, este grozav. Și noi simțim valul aici în studioul Viva FM. Eu vă propun așa, mi-ar plăcea tare mult să aflăm despre experiența corului Doremi, pentru că săptămâna trecută a avut o experiență extraordinară la Chișinău și mi-ar plăcea să aflăm despre asta. Însă, înainte, vă propun să luăm o scurtă pauză, un respiro, cum s-ar spune, și apoi ne reîntâlnim aici, pe frecvențele Viva FM. City Vibes la Viva FM. Și în tendințe, dar și în confort? Da, este posibil. Vino la magazinul Adrada, unde găsești încălțăminte și accesorii din piele naturală. Fie că îți dorești pantofi eleganți sau casual, sau poate vrei accesorii deosebite, precum genți, portofele, curele, le găsești pe toate în magazinul Adrada. Descoperă promoțiile din magazin și bucură-te de calitate și confort în fiecare zi. Vă așteptăm în Iași, șoseaua Păcuraș numărul 57. Adrada, a family brand. Art Junkie, stil și creativitate în casa ta. Transformă spațiul casei tale într-o capodoperă cu elemente unicat de design interior și creații spectaculoase. De la perdele elegante și rolete automate, la tapete uimitoare și rame de tablou fascinante. Descoperă arta la fiecare colț. Vizitează artjunkie.ro pentru inspirație și comandă online. Art Junkie, povestea casei tale începe cu noi. Wow, strălucești! Mulțumesc, dragul meu! Vorbeam cu mașina!
Vino la Foliatec să-ți folie mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2. Totul a început cu un aluat frământat și dospit îndelung, cu grijă și răbdare. Făcut din iubire, cu ingrediente proaspete, toate adunate armonios într-o pizza, exact ca în inima Italiei. Yum, yum! Cu o crustă aerată și arome diversificate și bine combinate, pizza Di Napo îți oferă o pizza cu adevărat napoletană. La Iași, pe strada Palat, numărul 48. Yum, yum! E neegalabil de bună. Pizza Di Napo. Comenzi și livrezi la 0790-535-570 sau pe pizzadinapo.ro. Vrei ca afacerea ta să fie remarcată? ProMoArt este partenerul tău de încredere. Cu 18 ani de experiență și printuri de înaltă calitate, fabrica noastră din Suceava îți oferă tot ce ai nevoie la prețuri imbatabile. Fie că e vorba de bannere, meșuri, printuri pe bond, PVC, plexiglas sau sisteme de expunere, avem echipamente de ultimă generație pentru a-ți livra rapid produse personalizate la cele mai înalte standarde. Cu noi, nu doar că vei primi calitate excelentă, dar și livrare ultra rapidă. Iar dacă ești din alt oraș, îți trimitem noi comanda. Transportul este inclus. Suntem una dintre cele mai bine cotate companii de producție publicitară din țară, recunoscută pentru fiabilitate, prețuri competitive și rezultate impecabile. Nu mai aștepta! Sună acum la 0330 100 333 sau accesează promoart.ro și transformă imaginea afacerii tale. Prețuri bune, livrare rapidă și calitate garantată. Dacă ai petrecut la restaurant Casablanca, știi deja că suntem în topul celor mai tari localuri de evenimente din Iași. Cu 14 ani de experiență și o echipă longevivă, garantăm că fiecare eveniment va fi memorabil. Servirea impecabilă, meniurile complete și serviciile externe integrate sunt doar începutul unei petreceri de succes. Grăbește-te să-ți rezervi data pentru nuntă sau botez la Casablanca și lasă specialiștii noștri să-ți transforme visul în realitate. Și un mic secret. Am început rezervările și pentru petrecerea de Revelion. Detalii pe Facebook și Instagram Restaurant Casablanca și în locația din strada Rediu 154. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Viva FM. Asculți City Vibes cu Stanca la Viva FM. Ne-am întors pe frecvențele Viva FM. Alături de mine în studioul nostru se află doamna Corina Dumitru, coordonatoarea corului Doremi Miroslava, alături de două dintre vocile corului, Evelina Bungeanu și Alexandra Bedreag. Iar discuția noastră a rămas într-un punct critic. În perioada 17-21 octombrie, municipiul Chișinău a găzduit cea de-a 17-a ediție a concursului internațional de muzică corală A ruginit frunza din vii. Iar premiul întâi a fost câștigat de corul Doremi Miroslava, format aproape în întregime, cum spunea și doamna profesoară, din elevi din comuna Miroslava. Mi-ar plăcea să aflu așa, din culisele acestei experiențe. Cum a fost experiența pentru voi, doamna profesoară? Vă invit așa prima să ne spuneți din perspectiva aceasta a profesorului care a coordonat proiectul. Eu sunt obișnuită cu astfel de competiții. Pentru ei cred că a fost un șoc, pentru Aha. că nu a fost ușor. A fost un program foarte bine stabilit de organizatori, la care noi trebuia să fim pătași și trebuia să respectăm acel program. Aveau foarte mulți... Au fost mai multe probe? În fiecare seară am avut concert, uh-huh. Iar proba concursului a fost pe data de 18, uh-huh. A doua seară. Deci a doua seară, da. A fost concursul. Prima seară a fost seara de deschidere a festivalului, a doua a fost concursul, a treia a fost seara românească, în care a trebuit să avem și acolo un repertoriu, uh-huh. Iar apoi gala. Aha. Câte piese? Cu câte piese ați mers? Cred că la concurs am avut 4 piese obligatorii, uh-huh. din diferite epoci. Am trebuit cumva să diversificăm, uh-huh. da?
în fiecare seară am cântat câte două piese. Am înțeles. Și în gală am cântat o singură piesă, Maria Mirabela, pentru că copiii erau destul de obosiți și tensiunea era destul de mare și am zis că e de ajuns. Maria Mirabela are deja în jur de 7 minute, deci este destul de complexă. A fost, cred că, pentru ei foarte greu, pentru că nu erau obișnuiți. Ei erau obișnuiți să meargă în tabere cu mine. Ei o fac tabere în fiecare an, merg în tabere, se simt bine. Un concert aici local sau, eu știu, pe un alt oraș este mult mai lejer. Dar acolo, cumva, cum am ajuns, deja programul era stabilit, minut, oră, minut, oră. A fost venea cineva, primul. Ne lua, ne ducea, ne aducea, era o chestie... A fost primul eveniment de felul acesta, un concurs internațional. Am participat prima oară la un festival și am ținut foarte mult să participe la acest festival, ca ei să intre puțin în febra competiției și să vadă cum este o competiție, să încerce cumva să se și pregătească psihic și cred că i-a și dezvoltat un pic, i-a trezit pe unii dintre ei. Cu câți copii ați mers la acest concurs? Câți îngerași am citit? Erau 23, dar mi s-au îmbolnăvit 2 și au rămas în jur de 20 de copii. 20. Am mers înainte, am zis că mergem înainte, programul era deja stabilit, copiii erau pregătiți și vă spun sincer, chiar au fost iubiți din prima seară și au fost cei mai mici. Au mai fost încă 4 coruri de copii, dar erau puțin mai mari și erau mai mulți. Am înțeles. Noi am fost mai puțin tei, grupulețul nostru și cum apărea pe scenă, deja era cireașa aia de pe tot, în care toată lumea era entuziasmată și toată lumea era într-un val așa de frumusețe ce aveau ei așa. Pentru că ei fiind mititei și cu glasurile lor cristaline, acapara cumva atenția și transmiteau cumva la suflet ce spuneau ei acolo pe scenă. Ne-ați transportat așa pentru câteva minute într-o experiență foarte frumoasă. Sunt curioasă care sunt părerile voastre, fetelor. Cum v-ați simțit să fiți acolo pe scenă? Evelina, simt că vrei să începi tu să povestești. Când eram pe scenă, m-am simțit grozav, m-am simțit ca o stea pe lună, ca luna mai mare ca orice. Iată o poetă printre noi aici. Doamne, este senzațională. Grozav, conture. Grozav. Când cântam la concurs, nu puteam să mă abțin să nu zâmbesc. Eram prea veselă și nu puteam să nu mă pară, cum sunt eu de obicei, veselă ca o steluță care sare într-una. Veselă ca o steluță. Alexandra, cum a fost pentru tine? Pentru mine a fost o experiență unică. Având în vedere că a fost primul festival, cred că ne-am descurcat de minune. Premiul întâi, aș spune. Rezultatul a fost... Nu ne-am așteptat deloc. Cum a fost chiar când ați primit această veste, că ați câștigat premiul întâi? Nu ne-am așteptat, să știți. Nu v-ați așteptat. Au fost coruri foarte bune. Au fost copii foarte buni. Sunt convinsă. Și mult mai mulți ca noi. Adică și mai numeroși, foarte mult și grupul care este un pic mai mare și are mai mare... se aude mult mai bine, sunt mai multe voci, poți să integrezi, fiind micuți și... Deci numărul acesta de 20 nu e un număr foarte mare, având în vedere că povestim despre un cor. Înțeleg că, iată... E un grup. Un grup. Înțeleg. Pentru că ne apropiem încet de finalul conversației noastre, eu sunt curioasă care sunt planurile, ce pregătiți, de fapt? Ce pregătiți în momentul acesta? Pentru ce vă antrenați acum? Că sunt convinsă, ați luat premiul, există bucuria aceasta și mândria celor care locuiesc în Miroslava cu acest proiect minunat, Corul Doremi, însă sunt convinsă că deja vă puneți mințile la treabă pentru următorul eveniment. Păi vin sărbătorile de iarnă. Corect. Ne pregătim să colindăm. Păi în felul nostru, Doremi. Vă așteptăm cu mare drag și aici. Așadar, acesta este următorul vom avea gând. Un concert la Ateneu pe 21 decembrie, un concert de Crăciun cu obiceiurile de iarnă, cu tot ceea ce înseamnă Crăciunul pentru fiecare român. Iată. Și sperăm din suflet să ne pregătim cu drag și să fie copii sănătoși, pregătiți și să colinde cu sufletul. Așadar, iată, cu
cu gândurile acestea, mi-ar plăcea să încheiem întâlnirea noastră și cu vocile pe care le-am ascultat. Eu sunt curioasă, fetelor, dacă vă vine în minte un refren, ceva ar cădea bine să cântați chiar în acest moment, așa, live pentru ascultătorii Viva FM. Ne-am gândit să cântăm Maria Mirabela. Ei, superb! Vă ascultăm, fetelor! S-a întâmplat ca întotdeauna, s-a întâmplat cu adevărat, s-a dus răul și furtuna, cerul e din nou curat. Maria Mirabela, tu-i crin cu ochii de povești, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine-i să trăiești. Maria Mirabela, Mirabela, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine, ce bine, ce bine să trăiești. Grozav, felicitări, Doamne! Aici studioul Viva FM a căpătat o altă vibrație cu vocile acestea minunate. Evelina Bungianu și Alexandra Bedreag, alături de ele se află doamna profesoară Corina Dumitru, coordonatoarea corului Doremi din Miroslava. Dragilor, eu vă invit să-i urmăriți pe Facebook, peste tot, pe unde auziți aceste trei note muzicale, să vă gândiți la acest proiect absolut minunat. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pe frecvențele Viva FM. Vă dorim mult succes și vă așteptăm și în studio când va fi timpul de colindă. Corect. Vă mulțumesc tare mult pentru tot. Mulțumim pentru invitație și așteptăm să vă colindăm. Așa să fie. Totul e live la City Vibes, la Viva FM.